Salutare, prieteni! Suntem în a patra zi de lectură asupra cărții Cel mai mic Bigfoot de Jennifer Weiner. Să continuăm! Acasă, singură, în camera zgrăvită în crem și roz, pentru care decoratorul Feliciei câștigase un premiu, Alice se întindea pe pat, sub cuvertura dantelată, sau stătea la biroul din lemn alb, ori pe divanul acoperit cu perne din dreptul ferestrei, cu vedere la Central Park, încercând să-și dea seama ce anume avea de nu o plăceau ceilalți copii. Știa că arăta diferit, dar nu se putea ca acesta să fie singurul răspuns. În toate școlile în care învățase erau fete cu trupuri mai masive, cu respirația îngrozitoare, sau aparate dentare groase și scânteitoare. Fete care scuipau când vorbeau sau aveau mobilițe de mătrață albă pe umeri. Și chiar și acele fete își făceau prieteni. Alice purta aceleași haine, chiar aceeași uniformă ca și celelalte fete. Își aranja coama imitându-le pe cât putea de bine și se prefăcea interesată de cărțile și formațiile de băieți care le plăceau lor, forțându-se să stea locului și să le asculte sporovăind, deși tângea să se miște. Cu toate astea, avea ceva care le făcea să o respingă aproape imediat după ce o cunoșteau. Mirosea urât, era ceva ciudat în sunetul vocii ei sau în textura părului, era din cauza că părinții ei erau bogați sau că nu erau suficient de bogați. Alice se examinase pe toate părțile, de la forma unghiilor de la picioare până în creștetul capului, vocea ei, forma degetelor și la antebrațelor, încercând să descopere diferența dintre ea și celelalte fete. Nu putuse niciodată să o găsească, dar știa că există. Știa că de fiecare dată când un grup nou de fete se uita la ea și uneori înainte, chiar să spună bună, acestea aveau să întoarcă spatele, chicotind și șoptind. Ai răbdare, spunea domnișoara Meriwether. O să-ți faci tu, prieteni. Ești în regulă, spunea Felicia, care insista că nu era nimic în neregulă cu Alice, cel puțin nimic care să nu se repare cu tratament cu cheratină de îndreptare a părului, cu haine potrivite și câteva zile de dietă cu supă de varză și apă caldă cu lămâie. Bunica lui Alice fusese singura care oferise o ipoteză plauzibilă. Poate nu-ți înțeleg glumele, sugerase ea. Asta se întâmplase în vara precedentă, când Alice mersese să o viziteze timp de o săptămână. 7 zile perfecte de săpat, după scoici și de plutit în apa limpede din golful Cape Cod. Sau, și mai bine, de aruncat în valurile mari și înghețate ale oceanului, în timp ce bunica stătea pe scaunul pliant și o privea. Ce vrei să spui? Întrebase Alice. Ea și bunica mâncau baby spanac, opărit, apoi stors și mixat într-un aluat cu unt și făină, cu brânză ricota și nucșoară proaspăt rasă. Alice folosea 2 linguri să pună aluatul în grămajoare mici. Bunica le arunca în oala cu apă fiartă cu sare. În 3 minute se transformau în gnocchi. Bunica se uita la oala clocotită. Aburul îi acoperea fața și părul scurt și cărunt. Uneori, când ai un alt mod de a privi lumea, poate să dureze o vreme până când ceilalți copii te vor ajunge din urmă, zise ea într-un final. Alice se gândi la asta. Avea un alt mod de a privi lumea? Asta era problema? Sau era pur și simplu o ciudată neîndemânatică și mare, care nu știa niciodată ce trebuia să spună. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Continuăm data viitoare și nu uitați, stați acasă. Pe curând!